Bună seara și bun găsit, stimați prieteni, la o ediție specială a emisiunii Proces Verbal. Spuneam și aseară faptul că invitatul de astăzi este primarul municipiului Ploiești, domnul Iulian Bădescu, foarte multe subiecte. Principalul subiect este cel evident cu gratuitatea pe mijloace de transport. Bună seara și bine ați venit, domnule primar. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Un subiect care a stârnit foarte multe controverse, vom avea timp suficient să le lămurim pe toate. Însă, înainte de a vorbi despre principalul proiect sau principalul subiect pentru presă pe semne în această perioadă, aș dori să vorbim despre ceea ce s-a întâmplat astăzi. Astăzi, în jurul prânzului, a fost un comunicat de presă, s-a aflat din Primăria Ploiești că DNA se aștepta de multă vreme, a venit la Primăria Ploiești pentru a verifica contractul, asocierea pe care Primăria Ploiești, printr-o hotărâre de Consiliu Local, o are cu Asociația Lupii Galbeni. Lupii Galbeni, pe înțelesul tuturor, modul în care Primăria Ploiești premiază performanța în cazul în care aceasta există la FC Petrolul Ploiești, cel mai iubit brand din județul Prahova. Vă așteptați? Și vă întreb acest lucru, fiindcă la sfârșitul anului trecut, Direcția Generală a Finanțelor Publice Prahova a efectuat un control exact pe aceeași temă, iar concluzia a fost că nu există nimic ilegal, că hotărârea de Consiliu Local respectă cadrul legal. Vă așteptați ca și cei procurori de la DNA să vină să verifice? Sincer, nu mă așteptam. A fost o surpriză. Surpriză neplăcută, evident, pentru că indiferent de ce stă în spatele, documentele care stau în spatele acestei hotărâri, nu este confortabil pentru niciun om politic, nici pentru consilier local, pentru absolut nimeni să facă față unei astfel de investigații. Ceea ce mă miră este faptul că acest dosar a fost deschis chiar în luna ianuarie acestui an, din câte am văzut eu, este un dosar deschis la începutul lunii ianuarie. Asta în contextul în care, evident, Direcția Generală a Finanțelor Publice, prin controlul care l-a făcut la sfârșitul anului trecut la Primăria Municipiului Ploiești și care a analizat hotărârile Consiliului Local, a stabilit faptul că aceste hotărâri ale Consiliului Local sunt perfect legale, nefiind atacate nici de prefectură, având viza departamentul juridic și, practic, fiind aprobate în Consiliul Local cu majoritate absolută, niciun consilier neopunându-se acestui proiect de hotărâre. Este o chestiune care probabil ține de vreun denunț, cred eu, și care trebuie lămurită cât mai repede pentru a nu da naștere la tot felul de discuții neavenite pe imaginea acestui subiect. Revin și spun, decizia din 2012 a Consiliul Local, pentru că vorbim practic de o hotărâre dată în 2012, practic a trecut un an și ceva de zile de când a fost dată acea hotărâre, nu a fost atacată de către prefectură, este legală. Ea, la acel moment, a constituit un nou pas în ceea ce înseamnă promovarea sportului de performanță în municipiul Ploiești, în sensul că a stabilit criteriile clare pe care se premiază performanța echipei iubite de către toți prahovenii și nu numai Petrolul Ploiești, a jucătorilor și a staffului acestei echipe, în baza unui regulament, în baza unui hotărâri de Consiliu Local neatacate de către prefectură, perfect legale. Atunci, în acel moment, în câte mi-aduc aminte și cred că vă aduc aminte toți cei care iubesc fotbalul, s-a luat această decizie tocmai pentru a înlocui un act constatat ca fiind ilegal de către Curtea de Conturi. Era vorba despre o asociere care exista între primărie și FC Petrolul Ploiești, considerată neprofitabilă, motiv pentru care s-au și imputat niște bani echipei FC Petrolul Ploiești și au fost obligat să returneze primăriei Ploiești și tocmai pentru a găsi acea cale legală am găsit această modalitate de colaborare. Astăzi, lucrătorii din Direcția Națională Anticorupție, Biroul Teritorial Ploiești, au fost prezenți la Primăria Ploiești, au cerut copii după documentele care au stat la baza deciziei Consiliului Local și a documentelor care privesc decontările de până acum cu privire la această performanță. Practic, din cei 3 milioane de euro cât trebuie să dăm să alocăm Asociației Lupii Galben pentru premierea performanței și obținerea locului 3, noi am plătit până în acest moment aproape 1.700.000 de euro, mai avem 1.300.000 de euro de plătit anul acesta. Cred că despre asta e vorba, nu vreau să mă gândesc la altceva. Cred că practic cineva a sesizat DNA-ul cu privire la această relație de colaborare și a trei lămurită pe cale legală.
Vorbeați, am două întrebări. Vorbeați despre faptul că atunci când ați venit în primărie, exista o asociere între Petrolul Ploiești și Primăria Ploiești. Țin minte un singur lucru și nu am nimic cu Vivi Răchită, din contră, îl simpatizez. Se vorbea despre salariul astronomic pe care antrenorul, ca să nu neapărat numele, îl încasa de la Primăria Ploiești. Și a spus, doamne, nu este asta, corect. Vreau să vă întreb altceva. Nu, asta nu e treaba și nu era treaba primăriei. Practic, Curtea de Conturi a stabilit într-un raport întocmit în 2012 că într-o anumită perioadă de timp această fostă asociere între primărie și VC Petrolul Ploiești era ilegală în sensul că banii noștri erau ai lor, iar banii lor nu erau și ai noștri. Practic, participarea primăriei la profit și pierdere nu era clar evidențiată. Motiv pentru care s-a imputat o anumită sumă de bani, care Petrolul Ploiești a plătit-o, a returnat primăriei Ploiești acei bani. Atunci și consilierul local și eu am constatat că există această stare de, hai să zic, semi-ilegalitate și am căutat o altă modalitate de a susține performanța. Vechea colaborare nu susținea performanța în sensul că premia câștigarea Cupei României, pur și simplu finanța fără să condiționeze niciun fel această finanțare de un criteriu de performanță. Noi am considerat normal și obligatoriu pentru astfel de formă de colaborare ca banii ploieștenilor să ducă în condiții de performanță. Și iată că performanța a venit, iată că am câștigat Cupa României, am participat în cupele europene, avem o echipă care se bate la titlu în acest moment. Și avem toate motivele să fim mândri că suntem ploieșteni și în același timp să și mulțumim echipei FC Petrolul Ploiești pentru faptul că orașul nostru este un oraș din ce în ce mai cunoscut pe plan internațional datorită performanței în fotbal și în același timp a și oferit, țineți minte cu toții, când am câștigat Cupa României 40.000 de oameni în stradă, da. 40.000 de oameni în stradă, nu s-a întâmplat niciodată în perioada, cred că niciodată după Revoluție așa ceva, atâția oameni să fie atât de bucuroși, atâta bucurie, atâta veselie, atâta fericire și mândrie în același timp că suntem ploieșteni. Această mândrie se datorează acestei echipe de fotbal și cred că Ploieștiul merită și este obligat în același timp să susțină o astfel de performanță. Nu pot să nu vă întreb și vă întreb în calitate de primar sau de fost senator, aveți experiență. Foarte multe. La Ploiești, cred că fiind premiată performanță, nu știu dacă există o asociere, cum se numește corect, asociere sau ce este, dar de cele mai multe ori, instituțiile abilitate ale statului în domeniu au pus lupa asupra asocierilor pe care administrațiile publice, locale, județene, le-au făcut cu anumite echipe. De volei, de handbal, de ce doriți dumneavoastră, de fotbal. La fotbal, adevărat, au pus cu precădere lupa pe această asociere. Care este concluzia dumneavoastră, dincolo de faptul că Primăria Ploiești, după ce au venit finanțele publice în decembrie și au zis, domne, nu este nimic ilegal, acum vine DNA-ul, care pe semne va spune același lucru. Dar care este concluzia dumneavoastră apropo de asocieri? Mai bine să... Doamne Machie, după 1995 am lucrat în presă foarte mult timp și am avut și o firmă de consultanță politică, marketing, publicitate, fiind un om care, zic eu, mă pricep cât de cât la acest domeniu. Și țin minte că unul dintre oamenii care am colaborat de-a lungul timpului, un om politic, nu vreau să-i dau numele, spunea, când ești primar, când conduci o comunitate, ai două variante. Pentru a te face remarcat și pentru a câștiga respectul oamenilor. Ori încerci să faci lucruri foarte mari, în care să realizezi lucruri foarte importante pentru orașul tău și evident că vei fi atacat, ori nu faci nimic. Nu există o cale de mijloc. Evident că îmi doresc în acești ani cât mai am de mandat să reușesc să fac acele lucruri mari care am început să le demarez și pentru care am luptat până astăzi. Însă în același timp trebuie să recunosc că astfel de acțiuni, provocate sau nu, pentru că nu știu care este adevărul, nu fac decât să dăuneze întregul oraș, nu mie, Iulian Bădescu. Eu o să mă duc la DNA după ce se duc domnii consilieri și cred eu că într-o formă sau alta o să lămurim foarte repede situația. Dar în același timp, astăzi, pe Agerpres, pe Mediafax, pe
canalele naționale apar știri cu privire la faptul că la Ploiești DNA-ul nu știu ce a făcut. Aceste știri dăunează comunității locale. Dăunează atât echipei FC Petrolul Ploiești, cât și comunității pe care eu o reprezint. Mi-aș fi dorit ca astfel de lucruri să fi fost făcute, să spun așa, în liniște, cu răbdare, analiză să fie făcută într-o altă modalitate, nu într-o modalitate publică. O astfel de modalitate publică nu are cum decât să dăuneze întregii comunități. Sper ca DNA-ul să lămurească cât mai repede această situație și să revenim la acea stare de normalitate pe care ne dorim cu toți. Așadar, nu există, nu sunteți singuri, adevărat, ar trebui să fie 28 de oameni în acest studio ca să vă întreb. Nu, la ora actuală, cel puțin la cald, este adevărat că astăzi s-a întâmplat această visă sau acest demers al DNA-ului. Dacă ați luat-o de la capăt, v-ați asociat? Fiindcă, de fapt, despre asta este. Dacă ar fi 2012, fiindcă Petrolul, pe de altă parte, cred că este singurul proiect sportiv din tot județul și nu numai, cred că din sudul României, la care oamenii ar semna. Da, dorim premierea. Și nu o spun, o spun foarte obiectiv. Toată chestiunea este perfect legală. Nici prefectura timp de aproape 2 ani. Un an jumătate. Nimeni, absolut nimeni, n-a contestat legalitatea. E drept, este un mijloc media care tot bagă fitile, apără și nu apără echipa FC Petrolul Ploiești. Este fosta directoare economică pe care Comisia Disciplină în cadrul Primăriei Municipiului Ploiești a dat-o afară din primărie pentru că a refuzat să semneze niște acte care erau prevăzute în fișa postului ca obligație. Ele sunt persoanele care contestă aceste documente. Nu știu dacă în acest moment există o plângere în spatele dosarului constituit de DNA anul acesta, repet, cu câteva zile în urmă. Nu știu dacă nu cumva DNA-ul s-a autosesizat. Cert este că în toată această perioadă de timp, nici primăria, nici angajații primăriei, nici consiliul local, nici eu nu am fost sesizat sau nu am fost atacat cu privire la legalitatea acestor documente. Dar asta din potrivă, atât prefectura cât și Direcția Generală a Finanțelor Publice, prin controlul care l-a făcut, nu a făcut altceva decât să spună faptul că aceste acte sunt legale. Și vi se pare ciudat din acest punct de vedere? Da, mi se pare ciudat că se întâmplă lucrul ăsta. Sincer, mi se pare ciudat. Dacă n-ar fi fost niciun control, dacă prin prefectura ar fi atacat documentele, dacă în acest un an jumătate de zile de când a fost dată hotărârea de Consiliul Local ar fi fost, spun așa, oficial, legal contestată acea hotărâre, mai spuneam că există motive de, să spun așa, de tăgăduire a hotărârii Consiliului Local. Nu înțeleg de ce în ianuarie 2014 se întâmplă acest lucru. Sper ca DNA-ul să lămurească cât de repede situația. O ultimă întrebare referitor la acest subiect. Mâine spuneați mai devreme că se vor duce și consilierii municipali? Sau ce mâine dimineață am primit chiar la primărie am primit o convocare pentru toți consilierii locali, cu excepția unuia care nu era în Consiliul Local la acea dată, domnul consilier Minea nu era consilier, mi se pare, când s-a votat acest hotărâre. Toți au fost chemați la Direcția Națională Anticorupție pentru a da declarații. Evident că probabil voi fi chemat și eu, și toți cei care în primărie au semnat pentru aceste documente. Bun, vă rog dumneavoastră, ideea să se lămurească, dacă se poate și repede, ca să nu fie pusă o ștampilă asupra Ploieștiului și asupra FC Petrolul Ploiești, ar fi foarte bine. Plus că există și două antecedente, mă refer aici la poziția prefecturii Prahova și pe de altă parte la concluziile controlului pe care l-au efectuat cei de la Finanțele Publice Prahova. Așadar, s-a mai făcut un control, ar trebui lucrurile să meargă un pic mai repede, astfel încât să nu treneze ani de zile acest dosar. Cum se mai întâmplă? Da, nici nu este cazul, pentru că dacă se întâmplă așa ceva, îndrăznesc să mă gândesc la cu toate alte chestii. Bun, acum haideți să revenim la ceea ce interesează într-o măsură foarte mare pe ploieșteni. În această săptămână ați făcut o declarație care a surprins la început pe toată lumea. Există foarte multe semne de întrebare și există, pe de altă parte, un anumit grad de neîncredere. De exemplu, vă spun, mama, pe care eu ca barometru, mi-a spus: Bogdan, vrea prima oară să facă așa, e adevărat? Semn că nu întotdeauna instituțiile media, sau mă rog, semn că mama nu avea acces la instituțiile media, să spunem. Dar, bănuiesc că nu este singura care are această întrebare. Domnule primar, de ce
v-ați gândit și de ce ați pus și în practică, ca din martie-aprilie, când vor demara lucrările pentru schimbarea căilor de luare a tramvailor, dumneavoastră să introduceți măsura gratuității tuturor pe mijloace de transport, a tuturor călătorilor ploieșteni. Domnule, știți că totdeauna un conducător al unei comunități locale, județene, naționale, trebuie să gândească și la ceea ce se întâmplă în urma deciziilor pe care le ia. Una dintre deciziile pe care am luat-o și care am susținut-o și am ajuns, să spun așa, aproape de finalizarea ei din punct de vedere a contractării lucrărilor, este cea de reabilitare a liniilor de tramvai din municipiul Ploiești. Și nu numai a liniilor de tramvai, pentru că vreau să subliniez acest lucru, este vorba de reabilitarea întregii străzi, întregii trame stradale, și inclusiv înlocuirea stațiilor de transport public în comun, peroane de transport public în comun, tot ceea ce înseamnă infrastructură rutieră. Această infrastructură de transport vizează principalele străzi din municipiul Ploiești. Arterele cele mai importante din municipiul Ploiești vor fi practic escavate, vor fi înlocuite din punct de vedere al tramei stradale și al mijlocului de transport, al infrastructurii pentru tramvai. Și aici vorbim de șoseaua Nordului. Integral. Integral. Deci vorbim toată strada care o vedeți, de la Spitalul Județean până la Complexul Mare este primul tronson, care a fost scos la licitație și sper să primul tronson la care vor începe practic și lucrările. Al doilea tronson este de la Complexul Mare, șoseaua Vestului, până la Gara de Vest, toată strada. Al treilea tronson este de la Complexul Mare până la Banca Comercială Română în centru, până la noul tribunal. Și al patrulea tronson este cel de la Tribunal până la Gara de Sud. Practic, cele mai importante străzi și cele mai circulate străzi din municipiul Ploiești, de vedere al traficului rutier, pietonal, cele mai importante străzi vor fi, practic, înlocuite. Asta înseamnă ample lucrări, excavatoare, mașini de tonaj greu, interdicție de a se circula pe porțiuni sau integral pe aceste străzi. Evident, asta dăunează din punct de vedere al confortului cetățenilor municipiului Ploiești. Și când vorbesc de confort, vorbesc în primul rând de transport, de mobilitatea noastră pe raza municipiului Ploiești. Atât din punct de vedere al pietonului, cât și din punct de vedere al traficului rutier. Practic nu mai putem să ajungem cu mașina la fel de repede dintr-un punct în altul municipiului Ploiești, pentru că nu vom mai putea circula pe aceste străzi. În acest sens, dorința mea este de a limita acest trafic. O această limitare a traficului nu poți să o faci decât pentru o singură modalitate. Să limitezi numărul de mașini care se află în anumit moment al zilei pe străzile din municipiul Ploiești. Nu poți să-i ceri unui cetățean al municipiului Ploiești să-ți lase mașina acasă dacă nu-i oferi o variantă, o posibilitate de a se deplasa într-un punct în altul. Pentru a stimula această chestiune, am considerat și consider că este oportună introducerea gratuității circulație pe mijloace de transport în comun în municipiul Ploiești, pentru ploieșteni, și aici o să existe obligativitatea introducerii unui barem, dacă vreți, din punct de vedere social, și acel barem social va fi, din câte am vorbit cu colegii mei, cei care au salariu mai mic de 30 de milioane de lei pe lună. Practic, toți cei ploieștenii care au un venit salarial mai mic de 30 de milioane de lei pe lună vor avea posibilitatea să circule gratuit pe toate mijloace de transport în comun. Aici nu mai vreau să subînțelege că toți elevii, toți studenții care studiază în municipiul Ploiești și pensionarii, evident, care aveau până acum gratuitate, vor beneficia în continuare de acest transport gratuit. Practic, dorința mea este, prin suportarea acestor costuri, să suplinesc și în același timp să inhib dorința ploieștenilor de a circula cu mijloace de transport în comun într-un oraș care va fi sub asediu camioanelor, utilajelor grele pentru refacerea acestor străzi. Acesta este motivul pentru care vreau să introduc acest proiect de hotărâre de Consiliul Local în dezbaterea Consiliului Local și sunt sigur că va fi votat în unanimitatea Consiliului Local. Da, am vorbit, nu este nicio problemă. Probabil că mi-ar fi fost mult mai folositor dacă acești bani care îi aloc pentru această operațiune i-aș fi dus către pensia municipală și aș fi mulțumit pensionarii aflați în dificultate cu această sumă de bani. În același timp însă vreau să subliniez faptul că odată ducându-se banii în buzunarele copiilor dumnealor, indirect și domniile lor vor fi, să spun așa, satisfăcuți din punct de vedere al faptului că de acest ajutor municipal pentru transport gratuit beneficiază copiii domnilor și nepoții domnilor lor.
Practic este o hotărâre care va fi valabilă această gratuitate pe perioada în care desfășoară aceste lucrări la aceste artere principale de circulație, pe perioada cât e scos tramvaiul. Practic, din punct de vedere contractual, sfârșitul anului 2015, 31 decembrie 2015, ar trebui să fie termenul de finalizare a lucrărilor. Vorbim de un an și 8 luni de zile, pentru că cred că această hotărâre se va aplica de la sfârșitul lunii martie, în care cetățenii municipiului Ploiești vor putea circula cu gratuit cu mijloace de transport în comun, tocmai pentru a rezolva această problemă a mobilității, a disconfortului creat de lucrările pentru această infrastructură rutieră. Este un program care vizează modernizarea Ploieștiului din punct de vedere al infrastructurii de transport. Gândiți-vă cum vom avea străzi noi pe aceste artere care vine spus mai devreme. Asta vreau să vă întreb. Eu și imaginez, de exemplu, strada Republicii, care dumneavoastră spuneți că din trotuar... trotuar în altul, da, dintr-o bordură în alta, va fi integral... Va fi asfalt nou? Integral. Va fi refăcut. Și aici vorbesc de straturile care sunt sub asfalt, numai asfaltul. Se va săpa de la 0,6 metri la bordură până la 1 metru și 80 de centimetri, acolo unde vorbim de infrastructura de transport tramvai. Practic va fi o stradă, o infrastructură nouă din punct de vedere al circulației rutiere, din punct de vedere al circulației tramvailor. Vom avea posibilitatea să avem, și sper eu că din 2016 vom avea și tramvaie nouă pe aceste linii de circulație. Suntem în discuții avansate cu Uniunea Europeană, Comisia Europeană pentru finanțarea pe programul 2014-2020 a acestor programe de achiziționare de mijloace rulante noi, adică de tramvaie noi, pentru că ne dau bani să ne facem infrastructura de transport, dar ne trebuie și tramvaie noi. Dar această infrastructură va permite să nu mai avem acele zângănituri pe mijloace de transport, pe străzi, să nu mai punem în pericol construcțiile care sunt de o parte de alta a străzilor. Practic va fi ceva european, va fi ceva cu totul nou, care sunt absolut sigur va face pe orice proiectant să simtă mult mai mult. Adică un an și 7 luni, 8 luni cât or fi... Va fi groaznic. Va fi groaznic pentru că nu vorbim numai de aceste lucrări. Vorbim practic de parcarea de pe Cuza Vodă, în spatele Casei de Cultură a Sindicatului, o să avem o parcare supraetajată a municipiului Ploiești. Care se va realiza în același timp? În această primăvară încep lucrările și acolo. Practic, acum discutăm de devierea de utilități și devierea stâlpilor de susținere a troleibuzului, că acolo circulă troleul și atunci trebuie deviată linia troleului, pentru că parcarea intră un pic pe stradă și atunci și strada va avea o curbură. Ar fi a doua parcare mare. A doua parcare mare care deservește nou spital de pediatrie. Spital de pediatrie care lucrări vor începe și ele anul acesta. Vorbim de clădirea OMV care am primit-o cu titlu gratuit de la OMV și în care suntem obligați și vom amenaja un nou spital de pediatrie. Deși în zona aceea se va lucra și intens. Și acolo se va lucra foarte intens. Vorbim de un alt șantier care se deschide lângă Gara de Vest și vorbim aici de pasajul, de supra-traversarea căilor ferate. Tot anul acesta? Tot anul acesta va începe și acea lucrare. Vorbim de Parcul Municipal Vest, care este zona unde se va construi un parc pe 20 de hectare cu lac artificial, teren de tenis, teren de fotbal, un parc adevărat, tot în Ploiești, pe zona de vest. Dincolo de calea ferată, ca să înțeleagă dincolo, lumea? Deci construim pasajul, trecem pe pasaj, imediat în stânga, pe acel câmp care se vede când stai în Gara de Vest, va fi construit un megapark. Tot anul acesta încep lucrările și acolo. Și, repet, astea sunt atât Parcul Municipal Vest, pasajul de la Gara de Vest, linia de tramvai, Hipodromul Ploiești, un alt șantier care o să înceapă anul acesta, toate aceste lucrări sunt lucrări care vor fi finalizate la sfârșitul anului 2015 prin contract. Sunt obligatoriu a fi finalizate la sfârșitul anului 2015, nu pentru că sunt alegeri în 2016, ci pentru că asta este programul contractat cu Uniunea Europeană vis-a-vis de termenele limită. Domnule primar, cred că o întrebare care stă pe buzele tuturor celor care ne privesc. După ce ați povestit toate aceste lucruri, eu îmi și imaginez cum arată Ploieștiul, cum va arăta Ploieștiul din aprilie. O întrebare. De ce nu ați făcut sau de ce primăria nu face pe bucăți? Fiindcă, din ceea ce îmi spuneți dumneavoastră, ați spus groaznic mai devreme. Eu spun, traficul va fi
aproape, ca să nu spunem, dar va fi aproape paralizat. Apropo și ce a spus noastră cu autobuzele, da, să lăsăm plăștenii să lase mașinile acasă, că va fi groaznic. De ce nu ați făcut parcul municipal anul acesta, aici hipodromul anul viitor, o bucată? Pentru că nu se poate. Aici vorbim de fonduri europene. Practic, în ceea ce privește atragerea fondurilor europene, când am ajuns primar, eram într-o perioadă de foarte mare întârziere. Lupta mea de când am ajuns primar la municipiul ăsta a fost de contractarea acestor fonduri. Am reușit să contractăm fondurile, să semnăm contractele de finanțare. Și evident, acum lupta este pentru începerea lucrărilor, pentru semnarea contractului de execuție și ne aflăm în proceduri de licitații, contestații, așa cum se întâmplă peste tot în țară. Și evident ne lovim de condițiile impuse de Uniunea Europeană, care spun foarte clar termen de finalizare pentru aceste lucrări, 31 decembrie 2015. Deci proiectul până anul trecut nu a tras, practic, până ăsta n-a atras niciun euro. Nu a reușit să atragem banii europeni până acum și acum suntem obligați, dacă vrem să modernizăm orașul, să tragem acești bani. Opțiunea mea este evident de a trage acești bani, de a aduce acești bani în Ploiești, vorbim de aproape 100 de milioane de euro. Practic, vorbim de un buget care înseamnă bugetul de investiții locale al municipiului Ploiești pe vreo 15 ani de zile. Cam ăsta e bugetul anual al primăriei pentru investiții, este de aproape 7 milioane de euro. Și aici când vorbesc de investiții, vorbesc de reparații școli, reparații drumuri, reparații clădirii mobile, primărie, iluminat public, tot ce înseamnă investiții ale primăriei. Dacă nu reușim să atragem acești 100 de milioane de euro, dacă nu îi aducem în municipiul Ploiești, practic facem un lucru foarte rău și condamnăm orașul în care trăim să rămână în această stare cu linii nemodernizate, cu un oraș încercuit, pentru că acest pasaj de la gara de vest, supra-traversarea peste calea ferată, care va fi pe patru benzi, nu face altceva decât să scoate orașul nostru în încercuire, să ne permită să putem să circulăm mai repede. Să nu mai stăm, eu nu mă prezic cuminte, ca boile și vacile la acea barieră. Să nu mai stăm în blocaj, la bariera București, la bariera aceea. Da. Practic încercăm, eu încerc să scot acest oraș din încercuire, să realizez în Ploiești un oraș unde mobilitatea să fie foarte bun. Anul trecut, într-una dintre întâlniri, spuneați că hipodromul sperați să fie semnat contractul, sperați să mai poată fi prins, având în vedere faptul că hipodromul, până acum Ploiești nu s-a mișcat din acest punct de vedere. Din nefericire, nici până astăzi n-am semnat contractul de finanțare. Am însă speranțe că se va întâmpla acest lucru, pentru că mai avem încă timp la dispoziție. Obligatoriu trebuie să semnăm contractul de execuție lucrări pentru celelalte proiecte care v-am spus mai devreme, pentru a realiza acea economie necesară semnării contractului de finanțare pe ipodrom. Practic, până acum, din contractele semnate, noi am acoperit suma pe care ne-a alocat-o Uniunea Europeană pe polul de creștere Ploiești pentru dezvoltarea orașului nostru. Din semnarea contractelor de execuție, noi o să facem niște economii, pentru că între studiul de fezabilitate și între proiectul tehnic stabil de proiectanți, valoarea acestea și prețul oferit de cel care vrea să facă această lucrare, este o diferență. Acea diferență se strânge într-un coș și din acel coș putem face niște lucrări suplimentare. Pentru mine și pentru colegii mei din Consiliul Local, și aici vorbesc de toate partidele, nu vorbesc numai de unii, au rămas două proiecte foarte importante, ele se numesc Ipodromul Ploiești și terminalul rutier de la Spitalul Județean, în zona de nord, care să deservească circulația interjudețeană și intrajudețeană. Iar pentru a semna aceste contracte de finanțare, este obligatoriu să semnăm contracte de execuție lucrări pentru proiectele enunțate mai devreme. E drept, la aceste proiecte, atât la terminal cât și la ipodrom, va exista o cotă suplimentară de finanțare din partea primăriei. Practic, suntem obligați să mergem cu 50% din valoarea proiectului. În aceste proiecte care v-am spus mai devreme, mergem cu 2%, plus niște valori neeligibile. Deci proiectul contribuie aproape insignifiant, cu 2%. Pentru restul, asta care v-am spus, da, pentru ipodrom, cele mari, cele pentru mari. Ipodrom va trebui să mergem cu jumătate din valoarea proiectului. E bine decât să pui 100%, nu? Da, evident că este foarte bine și ipodromul, repet, poate deveni un alt punct de atracție. Va fi cu siguranță unul dintre cele mai importante puncte de atracție ale Ploieștiului și ale României, pentru că, repet, nu mai există niciun ipodrom în țară. Și ține iar de tradiție. Ține iar de tradiția noastră a cetățenilor acestui oraș. Domnule primar, haideți să revenim puțin la RATP, la cum se numește acum, că și asta e o problemă. Situația financiară, care este? Că
ca să înțeleagă lumea, să aibă tot tabloul. Situația financiară a RATP-ului, din punctul nostru de vedere, știu că erau niște datorii de 100 de miliarde când ați venit la primărie, care proveneau din neplata TVA-ului. Suntem în judecată cu instituții ale statului cu privire la niște sume care ni se impută a fi date către bugetul de stat. Aici vorbim de milioane de euro. Acum nu vă ascund că totdeauna încerci să duci cât mai departe pronunțarea unor termene sau pronunțarea unor decizii finale. Deci RATP-ul actuală trage de timp, nu? Trage de timp și în același timp și încercăm să convingem instanțele de judecată că avem dreptate. Nu pot să nu fiu optimist, pentru că sunt obligat să fiu optimist și sper ca în aceste procese măcar să avem și noi o bună dreptate și să plătim cât mai puțin către bugetul de stat. Per ansamblu, am reușit la nivelul legii Societății Transport Călător Express să ne închidem aproape de zero. Evident că acolo o să trebuiască să facem o analiză mai amplă în fiecare an cu privire la modul de exploatare al activității. Un prim pas este tocmai introducerea acestei gratuități, care înseamnă și o restructurare pe partea de control la nivelul regiei, la nivelul societății comerciale. Sindicatele au spus că nu știu nimic, n-a vorbit cu conducerea RATP, cu conducerea primăriei, nu au vorbit cu sindicatele, că au spus... Sindicatele știu în principiu despre intenția noastră, este o intenție care eu am discutat-o de mai multe ori și anul trecut cu privire la gratuitate, nu este un lucru nou. Evident că sindicatele își doresc să fie și manager de cele mai multe ori. Nu se poate acest lucru. Sindicatele trebuie să lupte pentru respectarea drepturilor oamenilor, angajaților de ATP și la RATP drepturile angajaților au fost respectate întotdeauna, niciodată nu au fost încălcate și voi milita atât cât voi fi primar pentru respectarea acestor drepturi. Însă, în același timp, trebuie să ne gândim că la nivelul acestei societăți de transport, Călătorii Express Ploiești, trebuie să aibă loc un proces de restructurare. Acest proces de restructurare nu înseamnă neapărat, cum înțeleg foarte mulți oameni, darea oamenilor afară, înseamnă și o restructurare a costurilor de exploatare. Acest lucru se face în timp, se face în fiecare lună, mai ales că la nivelul parcului auto avem niște proiecte foarte importante și cred că le vom anunța public a fi finalizate din punct de vedere al semnării contractelor luna viitoare, în sensul că accesăm în acest moment un fond de mediu de aproape 20 de milioane de euro, 5 milioane de euro în acest prim an, prin care toate autobuzele din parcul RATP, să-i spun așa, că lumea știe că are RATP, vor fi modernizate, vor fi transformate din autobuze care circulă cu motoare care se alimentează cu motorină în autobuze care circulă cu motoare care se alimentează cu GPL. Sunt două chestiuni foarte importante, pentru că, în primul rând, din punct de vedere al mediului, nu se mai emită atâtea noxe ca și în cazul autobuzelor care circulă se alimentează cu motorină. Iar a doua chestiune, unde vom face o economie foarte mare la combustibil, costurile de exploatare reducându-se cu aproape 40%. Gradul de confort rămâne același. Gradul de confort rămâne același, dar reducem costul de exploatare. În loc să băgăm motorină de 10 milioane, bagi gaz de 6 milioane și circul la fel de mult cu autobuz. Să știți mai mult de atât, în loc să emiți noxe care să creeze o poluare foarte mare în municipiul Ploiești, nu mai emiți atâtea noxe, pentru că pe GPL noxele sunt foarte, foarte, foarte puțin. Spuneați că îndemnați mai devreme ploieștenii, cam începând din aprilie, să circule mai mult cu autobuzul, care, iată, călătorie și gratuită, și să lase mașinile acasă, fiindcă va fi un trafic infernal. Dar este RATP-ul pregătit? Fiindcă știți de ce mi-e teamă? Mi-e teamă de o aglomerare foarte mare a autobuzelor. Ați menționat zilele, de fapt de anul trecut, intenția RATP-ului de a mai lua niște autobuze, dar vor fi suficiente, domnule primar? Nu vă e frică că va fi o aglomerație? Eu sunt un specialist în planificare transport. Însă, din ceea ce îmi spun specialiștii de la RATP, nu vor fi probleme în ce privește asigurarea mijlocului de transport pentru un flux normal de călători. În același timp, așa cum spuneați mai devreme, RATP-ul în acest moment, Transport Călător Express, se află în procedură de achiziție a noi 15 autobuze. Parcul astfel dimensionat, urmând să asigure fără nicio problemă un trafic coerent, atât cât se poate din punct de vedere al lucrărilor care le anunțam mai devreme, în municipiul Ploiești.
Evident, cred că o să existe o perioadă în primele 2-3 luni, odată anunțat acest transport gratuit, în care o să vedem un flux de călători mai mare. Eu sper că ATP-ul să reușească să-și dimensioneze din punct de vedere al traficului mijloace de transport, astfel încât să nu avem probleme reale în ce privește gradul minim de confort necesar. Pe de altă parte, vorbim despre aceste studii de trafic. Nu vor lăsa toți ploieștenii, unde unii lucrează și în București. Vor pleca cu mașinile de acasă. Unii nu vor renunța la confortul oferit de mașina personală. Vor spune ce fac, eu plătesc leasing-ul sau am mașina în fața blocului ca să nu o folosesc un an și 7 luni. Vor lua mașina. Unii dintre ei. Aceste studii de trafic despre care vorbeați zilele trecute, când vor fi finalizate sau care este procedura astfel încât să circule greoi, dar să se circule? Acum, nici să nu ne comparăm cu Las Vegas sau cu New York sau cu Los Angeles. Suntem un oraș nu prea mare, nici prea mic. Suntem un oraș unde știm foarte bine toți dintre ploieștenii străduțele. Adică, fără să se realizeze un studiu de trafic și să prezinte publicul un studiu de trafic alternativ, cu toții ne punem în capul unde să o luăm și știm străzile pe care să circulăm. Din punctul ăsta de vedere, nu-mi fac probleme că ploieștean nu va reuși să identifice cea mai scurtă rută în condiții de trafic enunțate mai devreme către destinații. Vorbim mai multe sensuri unice, de exemplu? Fiindcă... Nu, domnule, nu putem în condițiile în care 30% din trafic este blocat pe arterele principale. Cam 30%? Cam 30%. Să mai introducem și sensuri de unice de transport, de direcții, ca să dăm peste cap total. Nu. Străzile vor rămâne aceleași, rutele alternative sunt cele pe care le știm deja cu toții. Ideea este însă că este foarte greu să-ți imaginezi ce se poate întâmpla în condițiile în care se blochează aceste străzi. Am stat de vorbă și cu poliția și cu reprezentanții primăriei care se pricep la aceste chestiuni de trafic. Cu toții ne facem realmente griji și știu că sună probabil nu tocmai bine și ciudat apelul meu către ploieșteni de a-ți lăsa mașinile acasă, dar vom fi convinși pe propria piele că este mai bine câteodată să lași mașina acasă. Una peste alta, din punct de vedere politic, v-ați gândit la... eu am înțeles, dom'le, dacă ploieștiul nu lua acum, nu ia acum acești bani, vom mai sta de vorbă din 2017-18 acolo pe alte programe. Nu vor mai lua niciodată, domnule Neche. Deci banii pentru infrastructură rutieră, banii pentru ce avem noi alocați, acum nu se vor mai da niciodată. Pentru proiectul de finanțare 2016-2020, banii se dau pe alte axe, pe alte chestiuni. A, deci a fost acum ori niciodată. Adică acum ori niciodată. Dacă nu luăm acești bani, putem să ne luăm gândul de la o reabilitare a acestor artere rutiere pentru mulți ani de aici încolo. Pentru că primăria municipiului nu are această capabilitate să aloce acești bani. Nu există. Oricum, noi deja în acest moment ne gândim să facem un împrumut anul acesta de aproape 20 de milioane de euro pentru cofinanțarea acestor proiecte. Numai pe ipodrom avem nevoie de... Deci pe toate cofinanțările noastre pe toate proiectele europene s-au aproape 100 de milioane de lei. Asta este banii pe care noi, plăștiu, trebuie să-i punem pe masă pentru a avea aceste proiecte. 100 de milioane de lei. Ca să atragem mult mai mult. Și repet, bugetul nostru de investiții anual, deci ce pune pur și simplu plăștiu la bătaie pentru reparații școli, pentru tot ce avem nevoie ca... 30 de milioane de lei, nu? Nu, este aproape 20 de milioane, 21 de milioane de lei. 25, depinde acum cum ne așezăm. Nu ai cum, nu ai de unde să iei acești bani pentru realizarea acestor proiecte. E acum ori niciodată, din ceea ce având în vedere situația de la, sau fondurile de la Uniunea Europeană, cam asta e situația. Dar din punct de vedere politic v-ați gândit că pe semne bun, în ianuarie 2016, pe semne economic vor spune domnul primar, bine că ați făcut-o, domne. Uite, domne, e ok acum, dar în anul ăsta și în aceste 18, 19, 20 de luni, nu știu ce se va întâmpla. Dumnezeu, decizia mea personală este de a nu mă gândi la ceea ce se întâmplă politic. Politic o să discutăm probabil cu 2-3 luni înainte de campanie electorală. Până în acel moment, credeți-mă, refuz să mă uit și pe unele site-uri de știri și pe multe de-astea care le știu din start a fi nu tocmai binevoitoare cu interesele ploieștenilor. Ceea ce vreau să fac se numește administrație, îmi văd de treaba mea și voi vedea din punct de vedere politic care vor fi pașii înainte de alegerile locale și de ce nu de cele parlamentare. Dar până atunci vreau să mă gândesc la ceea ce
pot face să pun în valoare aceste proiecte și să le aduc la bun sfârșit. Știți asta că asta cu parlamentare va suscita întrebări de ce a spus primarul alegerile parlamentare? Pentru că este normal ca președinte de organizație municipală de partid să te gândești la toate alegerile. Am înțeles. Dau și un răspuns politic, nu? Da. Da. Păi să vă descunoaște că ați fost ziarist. Domnule primar, oricum, pe plasmele din spatele nostru rulează de la început aceste imagini cu ceea ce înseamnă cel mai amplu proiect de modernizare. O altă întrebare care cred că stă iar pe buzele tuturor. Băi, fraților, sau domnilor primari, și mai ales ultimii doi, chiar trei, sau doi, domnul Volosevici și dumneavoastră, mai ales dânsul, de fapt, ați asfaltat niște străzi, sau asfaltat niște străzi din banii noștri, din banii împrumutați, ca acum să vină un european și să zică, păi ăsta e proiectul, frate. Hai să spargem ce ați asfaltat acum 3-4 ani de zile și le refacem. Nu cumva e din acest punct de vedere punctual munca în zadar? Sau nu a fost cumva? Fost administrație n-avea habar că se pot atrage bani, fiindcă, de exemplu, unele străzi au fost asfaltate pe bani, domnule primar. Normal. Sunt aș vrea să zic că sunt plictisit, dar nu e cazul. Nu vreau să mai vorbesc de ceea ce s-a întâmplat. Am înțeles, dar despre banii ploieștenilor. Vă spun ce mi s-a întâmplat mie când am ajuns primar. Vine distrigazul la mine în birou și îmi spune: domnul Bădescu, avem anul acesta nu știu câte milioane de euro pentru reabilitarea întregii rețele de alimentare cu gaze naturale pentru cetățenii municipiului Ploiești. Asta înseamnă, în afară de asigurarea unui serviciu continuu și fără probleme în alimentarea cu gaze, și siguranța cetățeanului municipiului Ploiești. Dar pentru asta este nevoie să ne dați aviz să spargem următoarele străzi. Durerea mare e că și străzi foarte importante, din centrul Ploieștiului, centrul civic al Ploieștiului, străzi asfaltate cu un an sau cu doi sau cu trei ani înainte. Evident că aici e vorba de decizia pe care o poate lua un om. Adică, în speță eu, de a permite sau nu acest lucru. De a permite cu gândul la faptul că o să fiu înjurat de foarte multă lume pentru că se sapă străzile și se creează disconfort, dar în același timp cu gândul la faptul că vom avea o rețea de alimentare cu gaze naturale, sigură și fără probleme în alimentarea cu gaze, sau de a nu permite și de a avea confortul celui care nu face nimic, dar cu riscul de rigoare. Și cu riscurile de rigoare, la adresa siguranței fizice a cetățenilor municipiului și la adresa siguranței din punct de vedere al confortului termic. Pentru că dacă n-ai gaze, n-ai ce să faci mâncare, cu ce te încălzi. Și ați ales, domnule? Am ales această chestiune. Dacă nu alegeam, eram certat că, domne, că nu vreau și mai rău mi se punea, doamne, ferește, oricum o dai la doamne, ferește și în cap vreo explozii sau cine știe ce altceva. Am ales acest lucru și mandatul meu de primar va fi sub această decizie totală a mea de a face lucruri. Nu de a mă ascunde și de a păstra lucrurile într-un stadiu care nu ne permite nouă ca oraș să fim un oraș european. Ultimele două întrebări, domnule primar. Vă sperie costul întreținerii? Apropo și de gigacalorie, de prețuri. Domnule Nache, și aici am fost acuzat și o să vedeți că o să mi se dea dreptate în perioada următoare. De faptul că am introdus acest ajutor de încălzire pe criterii sociale și nu am păstrat acea subvenție OTOVA pentru toată lumea. Repet, nu suntem în postura de a risipi resurse, nu suntem în postura de a da bani oamenilor cu bani, de a le mări lor confortul financiar, suntem în postura de a ajuta oamenii care au nevoie într-adevăr de resursele noastre și suntem în postura de a crea un oraș liber, fără constrângeri sociale. Un oraș care trăiește pe principiile economiei de piață, care sunt cele cu privire la cerere, ofertă. Un oraș care înțelege că a fi asistat social nu înseamnă a lua bani
am salariul de 3.000 de euro, să mai dea și statul bani de la el. Ploiești era tot un oraș asistat. În care asistența socială, asistența socială să fie direcționată exact către cei care au nevoie. Și pe semne mai mult. Și mai mult atât nu, pentru că niciodată nu o să permit lucrul ăsta. Eu nu o să permit ca, cum s-a permis timp de 10 ani de zile, ca o firmă care are 10 apartamente proprietate în municipiul Ploiești să primească subvenție la gigacalorie. Este o absurditate, este o mare prostie. Nu o să permit oamenilor care au salarii de 1.000 de euro pe lună și dă 2.000 de euro pe lună ca venituri să primească subvenția la energia termică. Nu. Această subvenție, acest ajutor de încălzire trebuie să ducă exact la oamenii care au nevoie. Nu suntem un oraș din Abu Dhabi. Nu suntem un oraș din Arabia Saudită să avem milioane de euro venituri la bugetul local să ne permitem cu lejeritate să risipim resurse. Nu. Deci de aici resurse costul întreținerii este mărit la unele cazuri, fiindcă vorbim mai despre... Mai sunt și niște paranteze și niște acolade care țin de modul cum înțelege operatorul de energie termică să fie fair în relația cu consumatorul. Și eu nu am fost mulțumit de faptul că în zilele astea, când a fost oarecum cald afară, operatorul de energie termică a mărit la maxim puterea calorică și a livrat agent de încălzire populației la o putere calorică mult superioară necesarului dat de vremea de afară. Dar astea sunt discuții care țin de relația mea cu Dalkia. Și sunt discuții care țin de relația asociațiilor de proprietari cu Dalkia, pentru că asociația de proprietari este consumatorul final, este clientul societății Dalkia. Noi, ca primărie, suntem într-un fel reglementator din punct de vedere al faptului că suntem proprietarii, în bună măsură, acestei rețele de distribuție. Noi și Consiliul Județean. Dar reglementatorul final este statul, până Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și ANRSC. Ultima întrebare, domnule primar. Au apărut normele de aplicare a legii eutanasierii câinilor comunitari. Ce s-a întâmplat la Ploiești? Acestea sunt întrebări care, să știți, au venit pe adresa redacției în momentul în care am anunțat emisiunea. La Ploiești se aplică legea. La Ploiești se aplică legea. Evident, la Ploiești ca peste un tot, caracter mai permisiv, spun așa, dispozițiile mele date, dispoziția mea dată Parcului Constantin Stere, conducerii Parcului Constantin Stere, fiind aceea de a păstra cât mai mult timp câinii în adăpost, cu speranța că va veni cineva să-i adopte. Și de aceea o să observați că în adăpostul nostru la Parcul Bucov, în permanență vor fi prezenți mulți, foarte mulți câini. Evident că atunci când acest adăpost este suprapopulat, aplicarea legii este obligatorie. Dar nu se va accentua pe străzi, sau nu, mă refer pe străzi, se va accelera procesul acum, de strângere? Rugămintea mea mare este atât timp cât avem timp să ne uităm în jurul nostru pe stradă, o să observăm faptul că sunt din ce în ce mai puțin câini. Observăm faptul că Parcul Constantin Stere, angajații de acolo își fac datoria vis-a-vis de acest... Iar cei care doresc pot adopta așteptar câini. Evident, eu vă spun cu satisfacție, am fost informat de către conducerea Parcului Constantin Stere că au fost 70 de adopții internaționale vis-a-vis de câinii maidanezi. M-aș bucura să fie din ce în ce mai multe. Vă mulțumesc foarte mult, domnule primar, și pentru participare. Vă doresc o seară plăcută în continuare. Vom mai vorbi, fiindcă sunt subiecte foarte importante. O seară bună. Aici punem punct în această seară, emisiunii Proces Verbal. Ne vom reîntâlni mâine, dragi prieteni, de la ora 21. Până atunci, numai bine.